Bună dimineața și bine v-am găsit! Nicu Bendea pe canalul acesta este pregătit să spună știrile zilei. Mai bune și mai puțin bune, să nu le zicem rele. Dar până una alta, o guriță de cafea dintr-o ceașcă bimilenară din epoca fierului. Cafeaua care se află înăuntru, oferită cu mare drag de Alexandru. Alexandre, ce-ți pasă? Stai pe malul mării în Spania, pe buymeacoffee.com/nicubendea. Alexandre, Alexandre, mulțumesc frumos. Pe malul mării, fain, dacă nu prinzi bilet de Zanzibar sau nu câștigi la tombole Maldivele, e bună și Spania. Aici când, la ora filmării, când am început să filmez, m-am uitat pe meteo, minus 2 grade Celsius, dar să resim ca minus 6. Cum supărare vine asta? De ce nu-s minus 2 grade, dar să resimt ca plus 4? Să ne mai încălzim o țiră. Da, să nu vorbim de încălzit, că vezi, te trezești dimineața, dai drumul la știri, breaking news, cu năcaz. Incendiu la spitalul, la Institutul Matei Balș. Nici nu știi ce să zici. În primul rând, condoleanțe familiilor care au deja victime acolo, sănătate și putere pacienților și cadrelor medicale. Nici nu știi de cine să te iei în atare situație. Dom'le, acum 3 luni a fost și incendiul ăla la Piatra Neamț. Comentat arogant de Rareș Bogdan, zice, dacă murea medicul ăla, știți voi, medicul ce s-a sacrificat și acum e în Belgia la tratament, s-a sacrificat să mai salveze câțiva pacienți. Și zice, cu un cinism extraordinar, zice Rareș Bogdan, zice, dacă nu-l duceam în Belgia pe doctor, PNL-ul era sub 20%. Dacă murea doctorul, dacă murea medicul, nu l-am nici 18%. Mă, cât cinism, câtă ipocrizie. Bineînțeles, acum, cine-s vinovați? Cei care au murit. Se vor deschide anchete, se vor face comisii și la sfârșit tot un rahat. Tot un rahat, da? Nu mai avem cod galben, cod roșu, rahat maro. Da? Asta e situația, îmi pare rău să o spun. Ce să mai faci? Bă, dar în Anglia un pub care a fost deschis în 1566 și a supraviețuit ciumei bubonice să închide în 2021 din cauza pangolinului, din cauza liliacului. Pă, ce lume trăim? Au fost catastrofe mai mari, războaie, foamete. Și acum, din cauza unui liliac al unui pangolin, dăm din colț în colț. Deși pământul e rotund, dăm din colț în colț că nu știm ce să facem. Unii români își păstrează în continuare spiritul antreprenorial creat și pe criză. Un român a furat dintr-un safe din Germania 60.000 de euro. Dar cum i-a furat? Cu aspiratorul. Se mai zică cineva că nu sunt români ingenioși. Cu aspiratorul, vă dați seama, cu aspiratorul i-au furat. A fost prins, din păcate. Acum, din păcate sau din fericire, a fost prins cum? Își uitase ochelarii la locul faptei. Și camerele și așa de luat vederi l-au recunoscut și l-au găsit. Dar altfel omul ingenios, omul... I s-a surpat planul, vorba aia, cum ne se tot surpă și nouă tronsonul ăla de la Sebeș de autostradă. Deci ar fi gata anul ăsta autostrada Transilvania, dar se tot surpă acolo. Păi zidiți un meseriaș, nu un meseriaș, pardon, zidiți un borfaș de ăla în terasament, un borfaș care l-a luat câteva sute de milioane de euro de la stat și care nu reușește să dea în funcțiune autostrada, zidiți-l acolo în terasament, ca pe Ana Lumanole, că poate, poate, pornește autostrada. buymeacoffee.com/nicubendea, mulțumesc pentru cafeaua servită și oferită. Ceșcuță. Suna Goșa Tinichea. Mulțumesc, Alexandre din Spania, mulțumesc pentru licoarea asta. Păi da, ne trebuie autostrăzi. Astăzi este ziua internațională a inventării automobilului. Acum, sigur, nu l-a inventat un român. Oricum avem, noi românii, știți cum e, de la Daj, de la Getodraj, de la Varză, Viezure, Mânstra, Ian, Decebal, noi le-am cam inventat pe toate. De la roata pătrată și apa caldă, noi le-am cam inventat pe toate. Numai automobilul nu. Noi suntem experți în aeronautică. Vlai cu voia, Hermann Oberth, ăștia au inventat racheta, avionul, să zburăm. Și ori da seama, bă, în România nu o să se facă niciodată autostrăzi. Atunci hai să facem avioane și să plecăm, dracu, cât mai repede de aici. Avioane și parașute. Nu vă gândiți, nu vă gândiți, nu vă gândiți că tot un român, baștan pe numele lui, dar nu în sens peiorativ, a avut câteva contribuții remarcabile la invenția parașutei, așa că să lăsăm showbiz-ul și să... Adică nu putem lăsa showbiz-ul că Jador iar o pierdut aseară la Survivor. Noroc că a făcut Astra egal, că altfel era soacră mea disperată.
să piardă și CFR-ul, făcut egal cu Astra, dacă pierdea și CFR-ul și cu pierderea asta lui Jador, iar mâncam din conservă. Jador, băiat bun, a zis că dacă nu câștigă în emisiunea de azi sau de mâine, el pleacă acasă. Păi normal, că acasă sunt afacerile, nu? Acasă, cum ar zice Becali, acasă, el acasă, el acasă, el afară. Scandalul momentului, Becali cu Ana Maria Prodan. L-au vândut pe tânărul ăsta, Denis Mann. Scria presa din Italia, de la Parma, zice, ăsta e o așchiuță de om, dar așa bine joacă fotbal. Ia nu, mă, din Arad. Denis Mann a fost vândut, impresariat de Prodanca. Dar pe când să-și ia comisionul, s-a băgat Giovanni Becali. S-a băgat Giovanni Becali și el l-a intermediat la Parma, înțelegi? Ioi, 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 țipete, lacrimi și muci. Prodanca l-a făcut în toate felurile pe Becali. Bineînțeles că Becali, cu latura lui misogină, ce-a zis? Să-mi vândă mie jucători, o femeie, În fine, Prodanca a ripostat, a zis, zice, Becali, eu m-am născut milionar. Frumos, ea s-a născut milionară, ce Becali nu. Zice, el și-ar vinde familia pentru un leu, Reghe. Reghe Boys, Reghe s-a enervat și azi noapte o trimis un SMS lui Becali să nu mai ai nimic de a face cu mine și cu familia. Că el e așa mai molcom, mai plângăresc, Reghe. Să nu te mai legi de noi și de nevastă mea mai ales, că e o impresară bună. N-are impresii, dar e o impresăriță foarte bună. O cum hadu Banciu. Banciu a spus Denis Mann la Parma, aproape retrogradat. Denis Mann n-are nici 1% șanse, ascultați ce vă spun eu, nici 1% șanse să se impună într-un campionat mare. Nu mai avem sămânță, suntem rahiticii fotbalului european. Pe cine să mai crezi? Du-te, Denis Mann, du-te, joacă acolo. Dacă te-or împrumuta la echipa din Liga a doua, du-te și acolo. Dacă nu în Dubai, dacă nu în Emirate, dacă o să găsești. La 23 de ani găsești echipă. Dacă Yanis Hagi a ajuns să joace în Scoția, ce tu n-ai putea juca în Irlanda? Fotbalul e în Irlanda, șalalalalalala. Și zice, măi, Denis, hai, dar Budăi, știți pe? Budăi, ministrul muncii, zice, acum e în opoziție, că e de la PSD, fostul ministru al muncii, zice, am găsit bani pentru pensiile românilor, zice, am găsit bani pentru majorarea pensiilor cu 40%. Eu fi pus în ceilalți pantaloni, știți cum ne se mai întâmplă, bă, nu pot plăti eu că mi-e pormoneu în ceilalți pantaloni. Budăi, 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 la, ce te uiți la gacii mei, la. Nu se mai termină telenoviaua asta cu iz de folclor, cum ar zice rapsodul Marcel Strâmturean. George Turda e distrus că Nicoleta Voica nu se lasă și îl târăște până toate emisiunile. Nicoleta Voica e cu morarul, nu cu moralul, e cu morarul la pământ, că îi place de morar să stea pe ăsta, e morarul. E cu morarul la pământ din cauza că după 12 noaptea o te sună din minut în minut cineva de pe număr ascuns. Și nu-mi răspunzi la SMS, mă, parcă-s copii, mă. Oamenii în toată firea. Oamenii în toată Gabi firea, ce-a făcut din ei pandemia, să se joace de-a vața scunselea. De la vața către brad, puiu mami drag, puișorii mei, dragii mei, prietenilor, mulțumesc de subscriere, mulțumesc că și în această dimineață mi-ați fost alături, pauză, luăm vacanță, luăm concediu, până mâine, mâine în jur de 11-12 punem ceva best of aici pe YouTube și de luni revenim de la ora 10 cu noi și noi știri. Cum bine știți? Cafea o se poate oferi pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, să rămână Alex după Spania. Și cum bine știți, vă aștept la comentarii. Vă aștept la secțiunea comentarii, să discutăm, să povestim, să punem țara la cale, să dezbatem. Weekend plăcut, cu tot ce vă doriți, sănătate multă și să auzim numai vești bune.